Avem deontologia pe care fiecare jurnalist ar trebui să o respecte, astfel încât presa să poată evolua, da? Și pe de altă parte avem presiunile asupra jurnaliștilor și lucruri de asemenea care trebuie să înceteze. Cred că este foarte multă muncă de conștientizare, de fapt. Nu neapărat nivel de legislație. La nivel de legislație există deja, evident, partea civilă, partea penală, care nu se referă neapărat la jurnaliști, apropo de oameni care nu trebuie agresați. Toată lumea trebuie să înțeleagă că jurnaliștii care participă, ca să spun așa, activ, în diverse zone de război sau în anumite situații, fie că sunt proteste, fie că sunt acțiuni, mă rog, organizate sau acțiuni organizate, nu se duc acolo să fie părtași, da? Să choose side, să aleagă o parte sau alta, ci pur și simplu se duc să relateze și să facă publice evenimentele.